Sfârșitul de an nu a fost unul pe placul microbiștilor mușceleni. Atunci când întreaga suflare fotbalistică din câmpul lung spera ca din vară pe municipal echipa Faniona orașului Cene din Golescu să evolueze în Liga a doua, toate speranțele s-au spulberat. Cei mai buni fotbaliști mușceleni, George Cotiga și Bogdan Stancu, au dat curs ofertei venite pe adresa lor dinspre 10 Pitești și au semnat o înțelegere pe șase luni cu echipa de pe locul șapte în seria a treia. Se pare că cei doi fundași au părăsit echipa de pe primul loc, Cenedinicu-Golescu, și din cauza instabilității financiare actuale care planează asupra clubului mușcelean. Mai mult, Stancu și Cotiga au fost solicitați în mod expres de noul tehnician piteștean Nicolae Dică, iar viceprimarul Ionică a făcut tot posibilul ca aceștia să îmbrace din această iarnă tricoul alb-violet. Prin plecarea celor doi jucători, practic Cenedinicu-Golescu a pierdut axul central al apărării, punctul forte al echipei de pe primul loc în Liga A3 a Serie a Bogdan Stancu, de 20 de ani, și George Cotiga, 25 de ani, au reușit să înscrie împreună pentru mușceleni în prima parte de campionat șapte goluri. Iar evoluția foarte bună a echipei conduse de Alexandru Popovici se datorează în mare parte celor doi fundași. La puține momente după ce a semnat cu SCM Pitești, Bogdan Stancu a declarat în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune că îi pare rău că a plecat de la câmpul lung. Însă dezinteresul oamenilor din jurul echipei mușcelene l-a determinat să semneze cu piteștenii. Îmi pare nespus de rău că nu s-a dorit performanță la câmpul lung. Doream să continuăm la mușcelul munca împreună. Aveam șansa să promovăm la Liga a doua în acest sezon. Însă de când am intrat în vacanță, nimeni de la club nu m-a sunat, nu am avut nicio discuție pertinentă cu cineva dacă se vrea sau nu performanță. Cei de la SCM Pitești știu ce vor și chiar dacă ne va fi greu, din păcate, mă lupt la promovare cu actuala mea echipă. SCM Pitești a terminat turul în seria a treia pe locul 7 cu 20 de puncte și ținând cont că liderul Interol Slatina se desfințează, este la doar 7 puncte distanță de echipa de pe locul 2, Cene din Icugolescu Câmpulung, fosta echipă a lui Cotigă și Stancu.